Slăvit să fie Domnul! Amin! Privind din cuvântul acesta pe care l-am citit, găsim o împrejurare din viața Domnului Iisus. De fapt, cred că unica împrejurare din timpul copilăriei Domnului Iisus, măcar că vedem aici că cărturarii de la Ierusalim se mirau de înțelepciunea, de întrebările pe care le punea Domnul Iisus. Așa că nu știu în ce măsură mai putem să spunem că era un copil, era un om. Domnul Iisus avea deja înțelepciunea lui Dumnezeu și harul era cu el și îl însoțea pretutindeni. Ei bine, spune aici cuvântul Domnului că părinții au călătorit înspre Ierusalim la sărbătoarea Paștelui, o sărbătoare importantă, de fapt. Domnul poruncise poporului Israel ca la vremea acestei sărbători tot să meargă la Ierusalim și să sărbătorească sărbătoarea aceasta împreună. Și părinții Domnului Iisus au mers la Ierusalim să sărbătorească Paștele. Și l-au luat și pe Domnul Iisus împreună cu ei. Când vine la întoarcere, cuvântul Domnului spune că n-au băgat de seamă că Iisus nu mai era cu ei. Versetul 44 din Luca 2 spune, au crezut că este cu tovarșii lor de călătorie și au mers cale de o zi și l-au căutat printre rudele și cunoscuții lor, dar nu l-au găsit și s-au întors la Ierusalim să-l caute. După 3 zile l-au găsit în templu, șezând în mijlocul învățătorilor, ascultându-i și punându-le întrebări. Toți care l-auzeau rămâneau imiți de priceperea și răspunsurile lui. L-au văzut părinții lui, au rămas înmărmuriți și mama lui a zis, fiule, pentru ce te-ai purtat așa cu noi? Iată că tatăl tău și eu te-am căutat cu îngrijorare. El i-a zis, de ce m-ați căutat? Oare nu știați că trebuie să fiu în casa tatălui meu? Dar ei n-au înțeles spusele lui. Apoi s-a coborât împreună cu ei, a venit la Nazaret și le era supus. Mama s-a păstrat toate cuvintele acestea în inima ei și Iisus creștea în înțelepciune, în statură și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Întrebarea pe care aș vrea să ne punem în seara aceasta și care aș vrea să răsune de-a lungul mesajului meu este aceasta. Mai este Iisus cu noi? Spune părinții lui aici, au crezut că este cu ei. Chiar dacă nu l-au văzut, au crezut că este împreună cu ei. Trecuseră, dacă citim aici, aproape 4 zile și ei încă nu găsiseră pe Domnul Iisus. Dar au presupus că este împreună cu ei. M-am gândit că este teribil să te înșele cineva. Este rău. Îmi aduc aminte de o împrejurare din viața mea, în urmă cu mai bine de 15 ani, eram mai tânăr, în România și una din rudenile noastre avea un punct de schimb valutar și am lucrat acolo într-o perioadă scurtă și într-o seară când trebuia să închidem magazinul acela, atunci a intrat un om care a zis, am și eu nevoie să schimb niște bani. Dar de fapt nu vrea să schimbe valută, vrea să schimbe banii românești pe care aveam bagnote de 1 milion, dacă mi-aduc eu bine aminte, și a spus, vreau de 50.000. Eu am spus, am închis, nu mai se poate face nimic. La insistențele lui am zis, hai să-l ajut pe omul ăsta. Și am dat, nu mai țin de cât era vorba de vreo 8 milioane de lei, i-am dat în bagnote de 50.000. Când i-am dat bagnotele de 50.000, s-au uitat, era la mine, zis, nu de 50.000, de 500.000. Și mi-a dat înapoi. Eu i-am numărat repede de 500.000 și i-am dat banii. Și când i-am dat banii, am numărat repede banii, lipseau jumătate de mie. Era pe atunci, dacă ne aducă bine aminte, jumătate din salariul meu. E teribil să te înșele cineva. A fost rău de tot. Dar gândiți-vă cât de rău e să te înșel singur. Când tu însuți îți faci rău. Când tu crezi că ești într-o anumită stare, așa cum găsim aici. Când tu crezi că l-ai pe Domnul Iisus și să nu le-ai. Și frații surori, în lucrurile astea pământești, se repară toate până la urmă. Ai de suferit, dar se repară. Dar ce ne facem cu lucrurile duhovnicești? Cu lucrurile cu adevărat importante. Dacă ne înșelăm singuri. Spunea cuvântul Domnului și ne spune
despre trei ipostaze în care putem să ne înșelăm singur. Odată spune cuvântul Domnului Iacov că dacă suntem doar ascultători, uituci, înșelându-ne singur. Ne înșelăm singur dacă doar ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Dar nu răbrim în viețile noastre. Vorbeam astăzi cu fratele Sorin și ne gândeam la harul pe care îl avem ca și credincioși să auzim cuvântul Evangheliei. Predicat cuvântul curat al lui Dumnezeu. Și mi-am adus aminte de cuvintele Domnului Iisus care a spus odinioară, vai de tine, Betsaido, vai de tine, Corazine, că dacă s-ar fi făcut minunile care au fost făcute în tine, dacă s-ar fi făcut ele în Sodoma și în Gomorra, dacă s-ar fi făcut ele în Tir și în Sidon, ele ar fi rămas în picioare până ziua de azi, ei s-ar fi pocăit în țărână și cenușă. Și m-am întrebat de harul pe care îl avem, de adevărul pe care îl avem. Avem un frate bătrân în biserică și ne-a zis, frate, dacă s-ar fi predicat așa la noi pe vremuri în biserică, ar fi crezut că au venit îngerii pe pământ. Cu harul, cu înțelepciunea care le au unii oameni prin studiile lor să explice sau să predice cuvântul lui Dumnezeu. Și totuși, cuvântul ajunge doar la ureche. N-ajunge să fie împlinit în viețile noastre. Asta înseamnă să ne înșelăm singuri. O altă ipostază în care ne putem înșela singuri, spune cuvântul lui Dumnezeu, dacă crede cineva că este religios, dar nu își înfrânează limba, ci își înșeală inima. Religiunea unui astfel de om este egală cu zero. Religiunea unui astfel de om este zadarnică. Străduințele noastre nu ne va ajuta la nimic dacă nu știm să ne înfrânăm limba. Domnul să ne dea înțelepciune, să nu ne înșelăm singuri. Și mai este o ipostază pe care Apostolul Pavel o prezintă în Galateni și spune el așa. Ce seamănă omul, aceea va secera. Nu vă înșelați, preiubiților. Ce seamănă omul, aia va secera. Cine seamănă în Duhul, va secera. Viața veșnică. Cine seamănă în firea pământească, va secera cu trezire. Ce semănăm în viețile noastre? Vedem aici pe părinții Domnului Iisus. Au crezut că Domnul este cu ei. Dar s-au înșelat. Cel mai mare har, cel mai mare privilegiu pe care îl are credinciosul este ca Dumnezeu din cer să se coboare și să locuiască împreună cu ei, cu noi, așa cum spune, cum spuneam dimineață despre cortul acesta al întâlnirii, despre cuvântul care s-a întrupat și a locuit între noi. Și Pavel spunea, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu. Hristos trăiește în mine. Realizăm noi ce har, ce privilegiu. Hristos să trăiască în mine. Dacă am realizat adevărat lucrul acesta. Spunea Apostolul Ioan în epistola sa, în dia sa epistolă, în capitolul 1. Părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Noi, oameni muritori de rând, să intrăm în părtășie cu Dumnezeu, ăsta e mare har! Mare har de la Dumnezeu! Petru spunea și el că am fost făcuți părtași firii dumnezeiești. Ne-am dat Dumnezeu din Duhul Lui, ne-a dat Dumnezeu din viața Lui, viața veșnică. Și aș vrea în seara aceasta să ne punem întrebare. L-am cunoscut pe Domnul, l-am primit în viața noastră, l-am primit în inima noastră. Dar aș vrea să ne cercetăm în seara aceasta și să ne întrebăm. Mai este Iisus cu noi? Apostolul Pavel spunea, pe voi înși vă încercați-vă dacă sunteți în credință. Pe voi înși vă încercați-vă. Este datoria noastră a fiecăruia să ne cercetăm înaintea lui Dumnezeu și să vedem dacă mai avem pe Iisus cu noi. Cum ajungem să-L pierdem pe Domnul Iisus? Cum ajungem să călătorim singuri, așa cum s-a întâmplat cu părinții Domnului Iisus? Ajungem să îl pierdem pe Domnul Iisus din vedere, ajungem să călătorim singuri în călătoria aceasta spre cer. Atunci când nu mai suntem cu băgare de seamă. Și spune aici cuvântul Domnului în versetul 43.
părinții lui n-au băgat în seamă lucrul acesta. Apostolul Pavel ne spunea în Efeseni, în capitolul 5. Spunea așa, în Efeseni 5, cu versetul 15. Luați seama, deci, și umblați cu băgarea de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Răscumpărați vremea, că zilele sunt rele. De aceea nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care-i voia lui Dumnezeu. Iată cum trebuie să umblăm. Cu băgare de seamă, în Luca, în capitolul 12, spunea Domnul așa. Mijlocul să vă fie încins și păcliile aprinse. Să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă, ca să-i deschidă îndată când va veni și va bate la ușă. Ferice de robii aceia pe care stăpânul îi va găsi veghind la venirea lui. Adevărat vă spun că se va încinge, îi va pune să șadă la masă și se va apropia să le slujească. Mijlocul să vă fie încins și păcliile aprinse. Asta e starea în care ar trebui să ne găsim în fiecare zi. Să fiți ca niște oameni care așteaptă. Mai așteptăm noi pe Domnul, frate și surori. Trăim noi în așteptare. Mai sunt păcliile noastre aprinse. Să fiți ca niște oameni care așteaptă. Să umblăm cu băgare de seară, de seamă, să răscumpărăm vremea, că zilele sunt rele. În ce privește răscumpărarea vremii? Să ne întrebăm, frate, ce facem cu timpul nostru? Cum folosim timpul nostru? Ei, da, pentru doză. Spunea la un moment dat. Ceea ce faci în timpul tău liber este ceea ce ești sau ceea ce vei deveni curând. Care sunt pasiunile noastre? Care sunt hobby-urile noastre? Sau cu ce ne ocupăm? Spunea cineva, viața noastră poate fi împărțită în trei. 8 ore lucrăm, 8 ore dormim, ce facem cu celelalte 8 ore? Răscumpărați vremea, că zilele sunt rele. Spune cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, în timpul acesta, în privilegia noastră pe pământ, trebuie să ne pregătim pentru Domnul. Ioan spunea în epistola lui, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copiii lui Dumnezeu? Și suntem, lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut nici pe El. Preiubiților, acum suntem copiii lui Dumnezeu și ceva timp nu s-a arătat încă. Dar știm că când se va arăta, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Și apoi continuă și spune, cine are nădejde aceasta, întâlnirii cu Domnul. Se curățește după cum El este curat. Asta e datoria noastră. Să ne curățim în fiecare zi, să ne pregătim, să trăim în așteptare. Psalmul 16 spune așa în versetul 8. În ce privește umblarea aceasta cu băgare de seamă? În ce privește să nu pierdem din vedere pe Domnul Iisus Hristos nici o clipă? Psalmul 16, versetul 8. Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei. Când El este la dreapta mea, nu mă clatin. Îl ai tu pe Domnul necurmat înaintea ochilor tăi. Asta înseamnă, în primul rând, să calci pe urmele Lui. Să-L ai pe Dumnezeu înaintea ochilor tăi mereu, este să vin spatele Lui și să calci pe urmele Lui. Aduc aminte, Apostolul Pavel a spus la un moment dat, călcați pe urmele mele, întrucât eu calc pe urmele lui Hristos. Acum nu știu câți dintre noi am avea curajul să spunem lucrul ăsta. Poate altora. Dar frați și surori, ca și părinți, fiecare dintre noi ar trebui să fie în stare să spună copiilor lui, fiule, fiică, calc pe urmele mele, că eu calc pe urmele lui Hristos. Să-L ai pe Domnul înainte ochilor tăi este să calci pe urmele pașilor Lui. Să-L urmezi pe Domnul. Să fie mereu înainte ochilor tăi, cum a trăit El, așa să trăiești și tu. Cum a umblat El, așa să umbli și tu. Cine zice că rămâne în El, trebuie să trăiască și El, cum a trăit Iisus.
să-L ai pe Domnul înaintea ochilor tăi, înseamnă să fii conștient de prezența lui Dumnezeu în fiecare moment. Să trăiești conștient că Dumnezeu te vede, Dumnezeu te aude. Dumnezeu e lângă tine. Dacă am fi conștienți de lucrul acesta, viața noastră s-ar schimba, fraților. Vorbirea noastră s-ar schimba. Cunoscând că Domnul e aici și Domnul mă aude. Poate în anumite împrejurări și în anumite cercuri în care ne întâlnim noi, suntem mult mai atenți cu vorbirea. Dar cum vorbim noi în casele noastre? Acolo unde ne aude numai soția și copiii. Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei. Vorbirea mea trebuie să fie curată. Spunea Domnul Iisus, vine ceasul. Și spune că în ziua aceea vom da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care vom fi rostit când trăiam în trup. Mai credem noi cuvântul acesta. Ar trebui să ne trezim de dimineață și să ne spunem lucrul acesta. Doamne, în ziua de astăzi voi cântări vorbirea mea. Voi fi atent la fiecare cuvânt pe care îl vom fi rostit. Vreau să trăiesc în așa fel încât în ziua aceea, Doamne, să nu fiu osândit. Spune Domnul Iisus acolo în Matei, în capitolul 12, din cuvintele tale vei fi scos fără bine și din cuvintele tale, prin cuvintele tale vei fi osândit. Să-L ai pe Domnul înaintea ochilor tăi necurmat. Înseamnă să treci cu frică de Dumnezeu, vorbirea ta să fie una curată. Să-L ai pe Domnul înaintea ochilor tăi, în al treilea rând, înseamnă că apropierea noastră de Dumnezeu se face prin Domnul Iisus Hristos. Și atunci când îmi îndrept privirile spre Domnul, pe Dumnezeu, îl rog și spun, Doamne, primește-mă în numele Domnului Iisus, pe El îl am înaintea mea. Privește la mine, dar nu privi decât prin El, prin Iisus Hristos. Că dacă ar privi Dumnezeu doar la noi, doar la meritele noastre, ne-ar spulbera pe fiecare dintre noi. Vreau, Doamne Iisuse, pe Tine să te am înaintea mea. Și atunci când îmi îndrept gândurile, îmi îndrept inima, îmi îndrept rugăciunea înspre Tine, te rog, privește în numele Domnului Iisus, prin El privește la mine. Spunea în Evrei cuvântul Domnului despre acea cale nouă și vie pe care mi-a deschis-o El prin perdeaua dinăuntru, adică trupul Lui. Și în felul acesta ne îndemnea acolo cuvântul să ne apropiem cu deplin încredere de scaunul Harului. Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei. În Evrei, capitolul 12, versetul 2, spune cuvântul Domnului să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus. Atunci când Petru se afla în valuri, când Domnul l-a chemat să umble pe apă, spune cuvântul Domnului că a pășit și a umblat pe apă. Dar când a văzut valurile, s-a îndoit și a început să se scufunde. Privirile noastre ar trebui să fie mereu necurmat, ațintite despre Domnul Iisus. Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei. E bine, dacă umblăm cu nebăgarea de seamă, îl vom pierde din vedere pe Domnul Iisus Hristos și asta e lucru grav. Să fim mereu vigilenți, să fim mereu treji, să fim mereu vegheatori, să avem mereu făclire aprinse, privirea noastră să fie țintă la Domnul Iisus. În felul acesta îl vom avea împreună cu noi mereu. Domnul să ne ajute, Domnul să ne binecuvinteze. Știți care sunt semnele unei relaxări spirituale? De multe ori e tendința aceasta noi ca oameni. Făcând mereu aceleași lucruri. Să devină totul mecanic. Să nu mai aibă viață în ceea ce facem. În felul acesta ajungem să cântăm fără încântare. Să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu fără să fim mișcați sau atinși în inimile noastre. Ne îndemna cuvântul lui Dumnezeu în Evrei în capitolul 10 și
În versetul 35 spunea să nu vă părăsiți încrederea voastră, pe care o așteaptă o mare răsplătire, căci aveți nevoie de răbdare, ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu, să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. Încă puțină vreme, foarte puțină vreme, și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Și cel neprihănit va trăi prin credință, dar dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el. Noi însă, nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. Să privim la el. Semne ale faptului că dăm înapoi, frați și surori, sunt acestea. Atunci când într-o zi, când începem o zi în mod conștient, fără să ne plecăm genunchi în rugăciune, e un semn că am dat înapoi. Atunci când începem o zi în mod conștient, fără să citim Scripturile, este un semn că am dat înapoi. Atunci când intrăm într-o zi, fără hotărârea fermă, înaintea lui Dumnezeu, Doamne, vreau să spun despre Tine, vreau să mărturisesc despre Tine celor pe care îi vei rândui să mă întâlnesc cu ei astăzi. Când în mod conștient plecăm la drum în felul acesta și în mod conștient nu mărturisim, este o dovadă a faptului că am dat înapoi. Noi nu suntem din aceia care dau înapoi, frați și surori. Să ne ajute Dumnezeu să stăm aproape de Domnul. Să ne ajute Dumnezeu privirile noastre să fie ațintită despre El. Să-L căutăm în rugăciune. Să-L căutăm prin Cuvântul lui Dumnezeu. Și să-L căutăm și să-L onorăm mărturii singuri. Oriunde mergem. Domnul să ne dea harul acesta. Domnul să ne binecuvinteze. Îl pierdem din vedere pe Domnul atunci când umblăm cu nebăgare de seamă. Îl pierdem din vedere pe Domnul Iisus atunci când ne bazăm credința noastră pe presupunere. Și spune aici cuvântul Domnului în Luca, în capitolul 2, cuvânt pe care l-am citit. Versetul 44 spune, au crezut că este cu tovarșilor de călătorie și au mers tare de o zi și l-au căutat printre rudele și cunoscuții lor. Au plecat la drum și au presupus că este aici cu ei. Măcar că nu l-au văzut. Și aș vrea să ne întrebăm în seara aceasta, pe ce se bazează credința noastră? Apostolul Pavel spunea în 2 Timotei, în capitolul 1, versetul 12, mie nu mi-e rușine, că știu în cine am crezut. Credința mea e reală, e autentică. Eu sunt sigur de ceea ce cred. Credința noastră trebuie să se bazeze pe o cunoaștere reală a Domnului nostru Iisus Hristos. Și spunea Domnul Iisus în Ioan, în capitolul 17, și viața veșnică este aceasta. Să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Iisus Hristos este cu tine atunci când tu îl cunoști, când credința ta se bazează pe cuvântul lui Dumnezeu, când tu ai o relație personală, reală cu Iisus Hristos. În Psalmul 9, versetul 10, cuvântul Domnului spune așa, cei ce cunosc numele Tău se încred în Tine, căci Tu nu părăsești pe cei ce Te caută, Doamne. Iisus e lângă Tine dacă Îl cunoști. Iisus rămâne cu Tine necontenit dacă Îl cunoști pe El. Cei ce cunosc numele Tău se încred în Tine, căci Tu nu părăsești nici o clipă. Ești sub privirile Domnului atunci când Îl cunoști, atunci când te încrezi în El. Vedeți? Lipsa noastră de cunoaștere a lui Dumnezeu de multe ori aduce îndoială în viața noastră. Știrile din jurul nostru, știrile pe care le auzim în lumea aceasta, uneori le umple inima de spaimă. Și de ce? Pentru că nu cunoaște. Cei ce te cunosc se încred în Tine. Și Tu, Doamne, nu părăsești pe cei ce te caută. Psalmul 16, versetul 8 spunea, am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei. Când El este la dreapta mea, când El este cu mine, nu mă clatin. Să rămânem încrezători în Domnul. Credința noastră să fie una reală.
să-L cunoaștem pe Domnul, să nu ne bazăm credința pe presupuneri sau pe ce ne spune alții. Vă aduceți aminte de credincioșii din Berea, despre care cuvântul Domnului spune că aveau o inimă mai aleasă. Ei mergeau acasă și cercetau ce le spun nea Pavel. Și te-ai fi întrebat, chiar și cuvântul lui Pavel îl pune sau îndoială? Să nu ne bazăm pe ceea ce ne spun alții. Chiar în seara aceasta, ceea ce vă spun eu, cântăriți, mergeți acasă și cercetați și dacă nu-i potrivit cu Scriptura, nu primiți și nu credeți. Să ne asigurăm că ceea ce vorbim e din Cuvântul lui Dumnezeu și are suport în Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă e așa, într-o zi înaintea lui Dumnezeu vom sta responsabili de tot ceea ce, tot ceea ce ne-a făcut cunoscut Domnul. Cei ce te cunosc se încred în tine că și tu nu părăsești pe cei ce te caută, Doamne. Vă aduceți aminte de Samson? Omul acesta pe care Dumnezeu l-a ales să aducă eliberarea poporului Israel. Și a fost în viața lui un moment în care n-a ascultat. Și spune cuvântul Domnului în Judecători, în capitolul 16. Despre el așa. Un verset foarte trist. Versetul 20, Judecător 16. Atunci i-a zis, filistenii sunt asupra ta, Samson. Și el s-a trezit din somn și a zis, voi face ca și mai înainte și mă voi scutura. Nu știa că Domnul se depărtase de el. Pe ce se bazează credința ta? Nu te poți baza nici pe experiențele trecutului. Dacă a fost un moment în viața ta în care te-ai bucurat în prezența lui Dumnezeu, lucrul acesta nu îți va garanta veșnicia. Dacă astăzi nu te bucuri în prezența lui Dumnezeu. De aceea cuvântul Domnului spunea lui Pavel, fiți plini de Duh. Ăsta e un prezent continuu. Astăzi asigură-te că ești plin de Duh. Astăzi asigură-te că umbli cu Dumnezeu. Astăzi asigură-te că El e lângă tine. Dumnezeu să ne binecuvinteze și Dumnezeu să ne ajute să privim în viața noastră și punându-ne această întrebare, mă rog Domnului să putem răspunde, cu toată inima, da, Iisus Hristos este lângă mine. Iisus Hristos e în viața mea. Ne putem înșela și îl putem pierde pe Domnul Iisus din vedere atunci când umblăm cu nebăgare de seamă, atunci când ne bazăm credința pe presupune. Dar ne putem să pierdem pe Domnul Iisus din vedere de asemenea atunci când așteptăm ca Iisus să facă voia noastră. Părinții Domnului Iisus au presupus și s-au așteptat că El va sta cu ei, împreună cu ei. De multe ori ne facem planurile noastre și mai apoi așteptăm ca Dumnezeu să le aprobe. De multe ori avem gândurile noastre. Și așteptăm ca Dumnezeu să fie de acord cu El. Fără să căutăm, să înțelegem și să cunoaștem voia lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului spune despre Enoch și de asemenea despre Noe. Că ei umblau cu Dumnezeu. Vedeți? Nu Dumnezeu umbla cu Noe. Noe umbla cu Dumnezeu. Dumnezeu, planurile Lui sunt veșnice, cărările Lui sunt veșnice. Noi trebuie să urmăm pe El. Nu facem planurile noastre ca mai apoi să credem că Dumnezeu se va adapta sau va merge după planurile noastre. Ci noi vom căuta voia lui Dumnezeu și vom umbla împreună cu El. Umblarea cu Dumnezeu înseamnă comunicare cu El. Înseamnă să vorbești cu Domnul. Dacă citim despre noi, vedem acolo cum Dumnezeu îi vorbea. Și Dumnezeu i-a spus despre planurile Lui, i le-a transmis într-un mod clar.
Mai comuniști tu cu Dumnezeu. Vedeți, rugăciunea nu e un monolog în care doar noi să vorbim. Rugăciunea e un dialog în care ar trebui să avem, de asemenea, un timp în care să așteptăm un cuvânt din partea lui Dumnezeu. Habacuc spunea, m-am dus în turnul meu de straje și stăteam pe turn ca să veghez și să văd ce are să-mi spună Domnul. Asta înainte să văd ce va răspunde la plângerea mea. Comunicare cu Dumnezeu. Conformare la planurile și la cărările lui Dumnezeu și o transformare după chipul lui Dumnezeu. Umblarea cu Dumnezeu l-a făcut pe Noe un om neprihănit. Frați și surori, să căutăm să cunoaștem planurile și voia lui Dumnezeu și noi să căutăm să împlinim această voia lui Dumnezeu. Noi să umblăm și să călcăm pe urmele lui. Dumnezeu să ne binecuvinteze și Dumnezeu să ne ajute. Care sunt evidențele prezenței lui Iisus Hristos în viața noastră de aici în textul pe care l-am citit? Ascultați ce spune aici cuvântul Domnului. În versetul 49, Domnul Iisus răspunse, de ce m-ați căutat? Oare nu știați că trebuie să fiu în casa Tatălui meu? Dar ei nu au înțeles spusele lui. Apoi s-a coborât împreună cu ei, a venit la Nazaret și le era supus. Mama s-a păstrat toate cuvintele acestea în inima ei. Și Iisus creștea în înțelepciune, în statură și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Dumnezeu ne-a chemat să rămânem în El. Chemările lui Dumnezeu au fost următoare. Mai întâi a spus, veniți la mine. Altor a spus, veniți după mine, adică urmați-vă și călcați pe urmele mele. Dar mai apoi a spus, rămâneți în mine. Și cuvântul Domnului, am mai menționat versetul acesta din 1 Ioan 2:6, spune, dacă zicem că rămânem în El, trebuie să trăim și noi cum a trăit Iisus. Și privind aici la Domnul Iisus, caracteristicile acestea ale vieții Lui ar trebui să fie caracteristici ale vieții noastre. Dacă El, Iisus, în adevăr, locuiește în noi. Și ascultați ce spune despre El. Versetul 4:9 spunea, de ce m-ați căutat, oare nu știați că trebuie să fiu în casa Tatălui meu? Omul care l-are pe Iisus în viața lui, iubește casa lui Dumnezeu. Putem să spunem și noi lucrul acesta altora. Știu eu, când e serviciu divin aici, în casa lui Dumnezeu, fie că e marți, fie că e joia, fie că e duminica dimineața sau duminica seara. Să putem spune celor ce poate caută să ia contact cu noi în timp ce-i servici aici. Pentru ce m-ai căutat? N-ai știut că în timpul acesta eu sunt în casa lui Dumnezeu? Mai avem noi pasiune pentru casa lui Dumnezeu. Cântăm cântarea aceea, mai adă Doamne acele vremuri din trecut. Când înaintea zorilor ne întâlneam la tot pricor și ne zideam casa pe stâncă. Pe vremea când eram copil, erau multe familii în biserica noastră care aveau 10 copii, 12 copii. Și ne aduc aminte de o familie în mod special care locuia în Brașov undeva și venea la biserica din Săcevene, acolo unde noi făceam parte. Pentru asta trebuia să schimbe două autobuze. Și familia asta n-a lipsit și asta a spus părinții mei, nu neapărat că eu am ținut socoteala la vremea aceea. N-au lipsit din ceea ce și-au adus aminte. Erau nelipsiți din casa lui Dumnezeu. Cu 10 copii și cu două autobuze. Iarnă sau vară sau ploaie sau în orice timp. Frați și surori, mai avem noi această dragoste pentru casa lui Dumnezeu? Astăzi avem condiții, avem mașini. Avem condiții bune în biserică. Mai avem noi aceeași dragoste pentru casa lui Dumnezeu? Vedeți, casa lui Dumnezeu ne spune cuvântul Domnului în Psalmul 84, versetul 4, că ne dă ocazia să-L lăudăm pe Dumnezeu. Iată ce har și ce privilegiu. Aici, în casa lui Dumnezeu, îl putem lăuda. Tot în Psalmul 84, versetul 10, spune acolo cuvântul Domnului că mai mult face o zi în curțile tale decât o mie în altă parte. Aici valorifici timpul. Vrei, în adevăr, să
răscumpere vremea, vină în casa lui Dumnezeu. Un ceas, că până la urmă e același raport, un ceas în casa lui Dumnezeu este echivalentul la 1000 în altă parte. Dacă sunt frații aici care fac business, asta înseamnă ceva rentabil. Un ceas în casa lui Dumnezeu mai de valoare decât 1000 pe care le petreci în orice alt loc. Aici valorificăm timpul. Aici ni se deschid ochii. În casa lui Dumnezeu, Psalmul 73, spunea acolo psalmistul: Doamne, am gândit rău în inima mea. Mă uitam cu jin la cei ce făceau rău și mi se părea că propășesc. Și lucrul ăsta s-a întâmplat, știți, până când? Până când am intrat în Sfântul Locaș al lui Dumnezeu și am văzut. Acolo mi s-au deschis ochii. Aici primim o nouă perspectivă. Aici vedem realitatea lucrurilor. În casa lui Dumnezeu. Umblând în lumea aceasta și dacă ne deconectăm de casa lui Dumnezeu, de frații și de surori, de cuvântul predicat, de părtășia frățească, vom ajunge să prețuim lucrurile acestea din lume mai mult decât cele spirituale. Psalmistul în Psalmul 73 zice: Doamne, asta s-a întâmplat, vederea mea a fost deformată până când am intrat în Sfântul Locaș. Acolo mi s-au deschis ochii. Domnul să ne ajute să iubim casa Lui. Aici dă Domnul binecuvântare și viață pentru veșnicie, spune cuvântul Domnului în Psalmul 133:3. Aici vezi frumusețea lui Dumnezeu. Și spunea psalmistul că își dorește să locuiască în casa lui Dumnezeu și să se desfăteze de frumusețea Lui. Știți că Dumnezeu ni se descoperă în casa Lui. Dacă Iisus este cu tine, vei prețui casa lui Dumnezeu. Vei veni în locul acesta, vei iubi părtășia frățească. Dumnezeu să ne binecuvinteze și Dumnezeu să ne ajute la asta. Dacă l-ai pe Iisus în viața ta, viața ta va fi caracterizată de smerenie. Și spune aici cuvântul Domnului, versetul 51, apoi s-a coborât împreună cu ei, a venit la Nazaret și el era supus. Acesta era Fiul lui Dumnezeu, fără păcat. Și s-a supus unor părinți imperfecți. Mai mult despre Domnul Iisus ne spune cuvântul Domnului în Filipeni, în capitolul 2. Că el, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, n-a luat ca un lucru de apucat să se facă deopotrivă cu Dumnezeu. Și s-a dezbrăcat de sine însuși. A luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La învățișare a fost găsit ca un om. Dar s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat de spus de mult. Și a dat numele care este mai presus de orice nume. Ca numele Lui să se plece orice genunche a celor din cerul, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu că Iisus Hristos este Domnul. Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți. Și Apostolul Petru scria în epistola lui 1 Petru 5:5, toți în legăturile voastre, spune tinerilor, fiți supuși și mai bătrâni. Asta e mare lecție pe care trebuie să o înveți orice tânăr. Să aibă respect și să cinstească pe cei mai în vârstă. Dumnezeu stă împotriva celor mândri. Și mai apoi spune, toți în legăturile voastre să fiți îmbrăcați cu smerenie sau împodobiți cu smerenie, spune acolo. Și ce înseamnă să fii împodobit cu smerenie? Ceea ce iese în evidență în viața ta, să fie smerenie. Împodobirea aceasta, podoabele de pe un om ies în evidență întotdeauna. Ei bine, podoaba noastră, împodobirea noastră, să fie smerenia. Să fie un duh blând și liniștit. Vrei să-ți dea Dumnezeu har? Fă ce a făcut Domnul Iisus, s-a smerit. Și noi trebuie să ne smerim. Și în al treilea rând, cine îl are pe Iisus în viața lui, crește spiritual. Ce aici spunea despre Domnul Iisus? Iisus creștea în înțelepciune, în statură și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Dacă privim înapoi la viața noastră de credință, putem spune despre noi, într-un mod sincer, și fiecare să se cerceteze pe sine însuși, așa cum spune Pavel. Putem spune despre noi, Doamne, sunt mai aproape de Tine
decât atunci când te-am cunoscut. Asta e dovada faptului că l-ai pe Iisus în viața ta. Apostolul Pavel scria Tesalonicenilor în a doua sa epistolă, în capitolul 1, versetul 3. Mă bucur că credința voastră merge mereu crescând și dragostea voastră unii pentru alții se mărește tot mai mult. Merge credința noastră crescând, fraților. Se mărește dragostea noastră unii pentru alții tot mai mult. Vedeți? Cuvântul Domnului mai spune în 2 Corinteni, capitolul 4, dacă nu greșesc. Chiar dacă trupul nostru de afară se trece, omul nostru dinăuntru se înnoiește din zi în zi. Înaintăm în vârstă și procesul acesta nu putem opri. Dar ar trebui să ne întrebăm în modul cel mai solemn în seara aceasta. Înaintăm în credință. Creștem în sfințenie. Cărarea celui neprionit este ca lumina strălucitoare care merge mereu crescând până la miezul zilei. Până va veni soarele neprionirii, până va veni Iisus Hristos să ne ducă acasă. Credinciosul autentic crește mereu. Crește mereu. Cărarea lui este ca lumina strălucitoare care merge mereu crescând. Creștem noi spiritual? Asta e întrebarea pe care trebuie să ne punem în seara aceasta. Și în încheiere aș vrea să vedem ce trebuie să facem. Dacă cum v-am realizat că nu mai avem pe Iisus în viața noastră. Și cuvântul Domnului spune aici despre părinții lui că l-au căutat. Caută din toată inima. Mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta cu toată inima. Mai apoi, să ne întoarcem la Ierusalim. Ei s-au întors la Ierusalim și l-au găsit în casa lui Dumnezeu. Să ne întoarcem din nou în casa lui Dumnezeu. Să iubim casa lui. Să cinstim pe Dumnezeu și harul care ni s-a dat. Și mai apoi, spune că s-au coborât împreună cu El. Dacă plecăm în seara aceasta din locul acesta, să nu plecăm fără Iisus. Să coborâm la casele noastre împreună cu El. Așa să ne ajute Dumnezeu. La întrebarea aceasta, îl mai ai pe Iisus în viața ta? Mă rog în seara aceasta ca fiecare dintre noi să putem răspunde. Da, Iisus trăiește în mine. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Dumnezeu să ne ajute să-L avem pe Domnul Iisus în viețile noastre necurmat și în toată viața până veșnicie. Amin. Amin. Cred că fiecare a avut ce se din partea Dumnezeu pentru el și în timp ce eram pe bancă, îmi puneam întrebarea pentru mine, familia mea și pentru întreaga adunare. Oare mâine dimineață ne vom pune ceas să ne sculăm cu câteva mai de minute mai devreme? Cei care nu avem obiceiul poate să citim din Biblie, să ne rugăm dimineața? Sau avem grijă numai de cafea și de o pită prăjită să fugim la mașină? Ce vom face? Vom merge înainte tot așa sau vom lua decizii noi în seara aceasta? Aș vrea să ne ridicăm cu toți în picioare. Și dacă Dumnezeu ne-a vorbit până acum, acum este rândul nostru ca noi să vorbim Domnului și zic ca Domnul să ne rugăm. Și în sfârșitul acestei rugăciuni, rog pe fratele Emilian să mulțumească Domnului pentru timpul pe care îl dăm la Domnului. Ne rugăm cu toți acum.